Bine v-am găsit! Fiindcă sunteți deja în clasa a doua și știți să citiți, aș dori să vă întreb ce cărți ați mai citit în ultima perioadă? Care dintre ele v-au impresionat? Oare de ce unele v-au impresionat mai mult decât altele? Să fie datorită personajelor întâlnite? Datorită cuvintelor clare, ușor de înțeles? Sau datorită ilustrațiilor frumoase care însoțeau textul? Astăzi ne vom opri la povestea Alice în Țara Minunilor și aș vrea să ne concentrăm pe ilustrațiile care însoțesc textul. Pentru început, aș vrea să răspundem la câteva întrebări. De ce sunt însoțite textele de ilustrații? Care este părerea voastră? Cine realizează ilustrațiile? Textele sunt însoțite de ilustrații deoarece ne ajută să înțelegem mai bine mesajele citite, stârnind totodată și curiozitatea voastră, dar vă ajută și să vă concentrați mai bine. Imaginile din cărți sunt realizate de graficieni, ilustratori sau desenatori. Haideți să intrăm în lumea lui Alice prin intermediul textului și a imaginilor care însoțesc textul. Citește cu atenție fiecare fragment. Ați citit cu atenție fragmentele? Răspundeți în continuare la următoarele întrebări. Ce ați observat? V-au ajutat imaginile să înțelegeți mesajul? V-au stârnit imaginile curiozitatea? Ați reușit să vă imaginați mult mai bine povestea? Acum vă provoc să încercați să acoperiți toate imaginile care însoțesc textul și să reluați citirea. Fragmentele citite v-au captat atenția? Povestea lui Alice în Țara Minunilor v-a impresionat? Alegeți-vă un personaj din poveste și spuneți cum vi-l imaginați. Cum credeți că ar fi trebuit să fie interiorul casei în care lua ceaiul, pălărierul, hârciogul și iepurele? Scrie pe caiet tot ce ai observat. Mult succes! Pe curând!